Uitam ce multă lumină este în aparatul ăsta și cât de luminoasă pare camera. Nu că ar fi noapte sau ceva, dar e mult mai întunecat în realitate decât e pe camera asta. E foarte bună camera asta pentru lumină slabă. Ce faceți? La mine este joi. Eu am terminat de filmat clipul pe care l-ați văzut vineri, Q&A-ul cu școala generală. Și am zis să mă pun direct să-l editez, pentru că am filmat foarte, foarte mult. Clipul a ieșit de aproape o oră. Așa că a fost foarte mult de muncă la el. În ultimele 2 ore am stat în fața laptopului și cu asta m-am ocupat. Iar în urmă cu câteva minute m-am oprit, am băgat repede niște căpșuni și am zis să deschid camera să vorbesc cu voi, pentru că de multe zile îmi propun să tot încep vlogul ăsta, că l-am tot amânat, nu știu de ce. De fapt știu de ce, tot interveneau chestii și eu am foarte bine planificat ce vreau să vă arăt. Am și aici lângă mine 2 pachetele, mi-am comandat și un duș bucal, vreau să vă vorbesc și să vi-l arăt și pe el. Pentru că e și acolo o discuție, ne certăm un pic, dar sperăm să ne înțelegem până la urmă. Scuzați-mă dacă machiajul meu nu mai arată atât de bine, dar m-am tot frecat la ochi, am uitat. 2 ore au trecut destul de greu, ce să zic, și mă tot m-am jucat cu sprâncenele, cu, în fine, cu părul, sunt și un pic ciufurită. Mi-au ajuns săptămâna aceasta 2 pachete cu noutăți. Pe de o parte avem Yves Rocher și pe de o parte avem Hello Body și vreau să vi le arăt și vouă pe aceste noutăți, să vedeți care e treaba. Mi se par foarte interesante, m-am și jucat cu câteva produse, momentan am o părere despre ele, momentan vreau doar să vi le arăt. Și întâi de toate, cred că ați observat de vineri că am unghii, mi-am pus unghii false de la Instant Nails, le-am lipit aseară, deci de-abia de seară le-am. Și ele nu au venit în forma asta, au venit cumva pătrate la final, dar eu le-am pilit și le-am făcut rotunde, că trebuia să le scurtez, pentru că erau prea lungi, mult prea lungi pentru mine. Și cam așa arată modelul ăsta Baby Boomer. Și deocamdată mă simt super ok cu ele, nu s-a întâmplat nimic. Am folosit tot kitul de la ei, de la lipici, la primer, la tot ce se poate. N-am vrut să zic chestia asta din clipul de vineri, că n-avea niciun sens, dar acum fiind în vlog, pot să zic ce vreau eu, că totul are sens. Ok, hai să vă arăt mai întâi produsele de la Hello Body, că ele mi-au ajuns primele și să păstrăm cumva o ordine. Așa, cei de la Hello Body au scos niște produse. Nu vă uitați că sunt un pic deranjate aici, dar în primul rând mi-au trimis un scrub. Pentru că, dacă vă amintiți, pachetul de data trecută conținea acest scrub, doar că era spart aici, în fund, în fundul produsului, și n-a fost nicio problemă cu el, adică el nu era curs sau ceva, nu, doar vi l-am arătat, v-am menționat că e spart, nu le-am scris sau ceva, dar ei au fost foarte drăguți și mi-au mai trimis un produs care a ajuns intact de data asta. Eu am început să folosesc acest scrub, încă n-am o părere despre el, mi se pare cam cel mai aproape de, cum să zic, are ulei în el, ulei de cocos, cred, care, frate, chiar e ulei de cocos, deci chiar simți că te masezi cu ulei de cocos și cu sare sau ceva pe piele. Nu știu dacă are sare sau... Văd un pic în ceață că e după amiază și dacă nu am ochelare. Da, are sare și este destul de abraziv și pe mine mă cam enervează că e roz. Și asta mi se pare un pic enervant, că rămâne și pielea roz și după aia trebuie să mă spăl cu gel de duș. În fine, mulțumesc pentru scrub, am apreciat gestul. Iar apoi avem nouă și avem așa, au scos niște BB cream-uri
Și mie mi-au trimis două nuanțe. Inițial m-a rugat fata cu care am vorbit să-mi aleg o nuanță și mi-am ales nuanța medium, pentru că light mi se părea că are subton roz și am zis că mi-au medium, important e mai mult subtonul decât nuanța, că nuanța se mai poate deschide, dar la subton, dacă ai subtonul greșit, arată ceva wrong, deși nu poți să zici neapărat ce e, dar e ceva wrong. Și eu mi-am ales medium și mi l-au și trimis, cam așa arată, vine în cutiuța asta și ăsta este produsul care vine cu pompiță. Și o să vă și arăt nuanțele. Așa. Are SPF 15. Este o tinted face cream. Deci are acoperire destul de mică și are 30 de ml. Și mi-a trimis și nuanța 10, care nu știu dacă o să mi se potrivească vreodată. Acum, vara încă n-a început. Nu știu cât de tare o să mă bronzez, dar atât de mult nu cred. Însă pot să o amestec. Același ambalaj drăguț și o nuanță mai închisă. Pe față nu le-am aplicat până acum, am zis să o fac într-un clip, dar sunt niște BB cream-uri cu acoperire foarte mică și chestia asta o să o vedeți din swatch, deci avem nuanța, stați să mă uit mai bine, să nu le combin. Avem medium și ten. Medium aproape că mi se potrivește, e un pic mai închis, pe mână e ok, pe față se vede mai tare diferența, că fața și gâtul sunt mai albe și este exact o cremă colorată. Are acoperire foarte, foarte mică din ce îmi dau eu seama, e foarte lejer așa și lichid. Miroase foarte bine, miroase ca untul de corp, pe care îl ador de la ei, ador untul de corp de la ei, este senzație, o să-l vedeți în favorite. Da, ambele nuanțe au subton galben și cam așa arată pe mâna mea. Așa, odată cu aceste BB cream-uri am mai ajuns ceva foarte tare și anume o pensulă care jur că era într-o cutie, dar care cutie numai e aici. It's a mystery, nu știu unde e cutia. Această pensulă pentru aplicarea produsului, pe care am și spălat-o. Eu chiar sunt curioasă cum o să se aplice. Nu cred că o să folosesc eu pensulă pentru aplicarea niciunui produs de genul ăsta, dar știți pentru ce mi se pare mie faină? Să întins pe gât. Pentru că e foarte densă și foarte moale și după ce ți aplici cu burețelul, poți să pui un pic de produs pe pensulă și să vii așa pe gât ca să se creeze o trecere, că cu burețelul e un pic incomod și mă gândesc că pentru asta e super bună, dar din nou, n-am testat-o, mi se pare așa făinuță, e faină, dar nu știu unde e, pe bune, nu știu unde a dispărut cutia, mă rog. Cu toate astea mi-a ajuns de fapt acest pliant în care sunt tot felul de informații despre BB cream și uite ce vă ziceam de nuanțe. Nu știu cum e în realitate, dar aici în poză pare că nuanța light este cu subton roz. Mi-e așa, mi dă impresia. Da. Așa, apoi mai avem încă două produse, tot de la Hello Body, și anume niște picături care se numesc Self Tan Drops și arată așa. Este în interior un recipient cu pompiță, ceva se întâmplă. Și din ce am înțeles, e pentru față și poți să-l aplici pe față, da, ca să te bronzeze. Și ei parcă recomandau pe site să-l aplici ca și cum ți-ai contura fața, adică aplici pe pomeți, pe frunte, exact unde îi pune tu produs de contur, să aplici produsul ăsta, contur, mă rog, și bronzer. Două, patru picături cu... uite, da. Deci două, patru picături poți să le aplici în crema de față sau poți să le pui direct pe fața curată. Stau așa pentru că sunt chioară și e scris foarte mic și e lumină proastă. Așa, și efectul va fi vizibil după câteva ore și o să se intensifice în timp. Acestea sunt, încă nu le-am folosit, mi-e un pic teamă să le folosesc, dar știți ce aș putea să fac? Să mi le aplic pe față și pe gât, pentru că pe restul corpului sunt un pic mai închise și mereu v-am zis că am problema asta, gen, nu știu, BB cream-ul se potrivește cu mâinile, dar pe față și pe gât e prea închis. Așa, și mai departe, sau evident, probabil e destinat pentru persoanele care folosesc autobronzant pe restul corpului, iar pe față nu pot aplica același autobronzant, așa că acest produs este special creat pentru față și mă gândesc că asta e ideea lui. Așa, și mai avem aici un produs super interesant pe care încă nu l-am testat, uite că puteam să-l aplic astăzi, dar dacă îl testăm împreună, se numește Coco Prime Shimmering Face Fluid, care este un... face primer and highlighter with a shimmering effect to give a glam touch to the face and a long lasting boost to the makeup. Așa. Și scrie că se aplică pe fața curată. Asta mi s-a părut interesant, că el este un primer slash highlighter, dar cred că poți să-l folosești în loc de cremă. Așa arată. Este un ambalaj de sticlă și are pompiță. Se vede. Măi. Așa și... Hai să vedem. Eu l-am desfăcut, l-am deșurubat de aici, dar...
Stați să-l deschis să-l aplic pe mână. Oh! A ieșit foarte mult. Ups, n-am vrut. De reținut pompița asta scoate mult produs. E lichid așa lăptos. Ah, miroase ca untul de corp. Miroase cocos așa, dar nu e cocosul ăla grețos. Și cam așa arată. Am aplicat o tonă. Sminătim pe tot brațul. Super, o să fiu strălucitoare. Deci uitați-vă un pic. Deci o pompiță e suficientă pentru un braț. De reținut. Ia să vedem. Nu pot să zic că văd sclipici neapărat. Simt un efect ușor de răcorire. Poate mi se pare, poate nu. Dar clar e ceva. E ca o loțiune așa hidratantă, destul de lejeră. Și se vede oare ceva să comparăm? Nu știu dacă se vede pe lumina asta. Mie mi se pare că pielea e mai... A, e mai neted așa și mai strălucitoare, dar v-am zis, nu văd sclipici. Leo, puf, mai! Bun venit în lumea mea, la asta asist zilnic. Oh, hai, gata, Leo, las-o în pace, las-o în pace. S-a ascuns sub pace, Leo, o să zic după aia și o să-mi iau un econdal. Da. Acestea au fost noutățile de la Hello Body, mulțumesc foarte, foarte mult, foarte posibil să ne vedem cât de curând cu un tutorial în care să testăm ce v-am arătat aici. Mai departe, Yves Rocher, am primit pachet de la Yves Rocher, care arată cam așa, ia uitați-vă un pic câte produse sunt, m-am și mirat când am văzut cât de grea e chestia asta, mă gândeam, băi, sigur e Yves Rocher, dar după aia când am văzut că pe cutie scrie Yves Rocher, am zis că totuși asta este. Înainte de a trece la noutăți, unde am pus catalogul, că mi-au dat și un detail catalogul cu informații despre toate produsele pe care l-am și răsfoit destul de mult și nu știu unde l-am lăsat. Foarte posibil să fie pe aici, pe undeva. E un mister, nu vom afla niciodată. Da, înainte să trecem la noutăți, vreau să vă arăt două produse pe care n-am știut că o să le pun aici, cei de la Yves Rocher, dar cred, îmi place mie să mă simt așa specială, cred că au văzut prin clipurile mele că sunt fana acestor produse și de-aia mi le-au dat. Este vorba despre burețelul coniac Yves Rocher, foarte bună, l-am în baie, îl folosesc, și loțiunea de corp, asta de la ei, de aproape 400 de mililitri, asta este cu lavandă și mure. Foarte amuzant este că aseară când mă dădeam cu loțiunea asta după duș, mă uitam, mă rog, chestia e că aia pe care o am eu n-are pumpiță și ca să umblu în ea trebuie să, în fine, e mai complicat, storc din ea, în fine, mă distrez. Și am văzut cum mai are puțin și am zis, ia uite, pe terminate, așa de mult mi-a plăcut că e o loțiune lejeră, dar lasă pielea foarte, foarte strălucitoare și clar mă duc la Yves Rocher și mi-au un altă aromă care e mai potrivită pentru vară, pentru că asta, nu știu, având lavandă și mure, nu mă, și e relaxant, așa, e mai mult pentru iarnă, mi se pare mie. Și eu voiam să-mi iau cu orea aia pe care o are sormea, cu raspberry și mentă, sau preferata mea, aroma mea preferată de la ei, cu coriandru și ce era. Și când am văzut dimineață că mi-au trimis o loțiune de genul ăsta, am zis, what? Zic, ce chestie, tocmai mi se termină. Dar nu cred că o să o deschid, cred că o să o las pentru anul timpul rece și când ajung în mall mă duc și mi-au de la ei o loțiune cu aromă mai de vară. Dar e foarte bună, să știți, vă mega recomand. Dacă vă place lavanda, o să vă placă asta și pentru orice anul timp. La mine, v-am zis, merge mai bine în sezonul rece. Și acum că am trecut de această mică surpriză, hai să trecem la produsele noi. Avem așa, nici nu știu de unde să încep. Au scos o gamă foarte, de fapt mai multe game, aș putea să zic. Nici nu știu cu ce să încep. Hai că încep cu uleiul de machiant. Ulei de machiant, The Suring Makeup Removing Oil, pentru ten sensibil, care are, se vede, are mușețel, cred, nu? Da, ulei de machiant cu efect calmant, cu mușețel sălbatic bio. O sticluță de 150 de ml. Am un ulei de machiant de la ei în baie în momentul ăsta. Nu este acesta, este altul. Dacă când se termină, îl folosesc pe ăsta. Sunt curioasă care va fi diferența între ele. O să aflăm în empty, o să vă zic atunci. Și mi se pare destul de lichid pentru un ulei de machiant. Așa, tot la capitolul de machiere, mi-au trimis mai multe produse. Avem, de exemplu, stați care era. Ah, acum văd. Ah, nu, stai, ce? Ok. Din gama tot, hai să punem cu aceeași gamă, sunt multe produse și așa, tot din gama asta cu mușețel sălbatic, mi-au trimis și o The Suring Makeup Removing Cream, deci o cremă de machiantă. În general prefer uleiurile, dar nu zic nu nici la cremele testez, evident. 125 de ml, cam așa arată ea. Apoi, avem în același ambalaj, dar de data asta se numește Pure Mint, 3-in-1 cleanser, scrub and anti-blackhead. Deci practic este un cleanser care are și particule din astea exfoliante prin el.
La ingrediente am văzut că are celuloză, așa că de dimineață când am fost la duș, l-am luat în baie să-l testez. L-am aplicat pe față, da, se simte efectul de răcorire de la mentă, da, mi-a curățat fața, deci e un cleanser ok, iar în ceea ce privește particulele exfoliante sunt extrem de fine. Se simt pe față, nu zic că nu se simt, se simt destul de tare. Nu sunt foarte, foarte puternice, dar clar l-aș aplica maxim o dată pe săptămână, știți că nu sunt fanul scrub-urilor în general. Dar nu mi-a înroșit, nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta, doar că v-am zis, scrub-urile nu trebuie folosite foarte, foarte des. E mai, eu aș recomanda cuiva mai degrabă burețel coniac, pe care l-am scăpat de două ori la rând și pe care nu pot să vi-l arăt că e departe, decât genul ăsta de produs, dar acum depinde de fiecare. Uite, de exemplu, mie mi se pare că e fain odată la o săptămână, două pentru curățare. Mi-a plăcut cum s-a simțit fața după aceea, mi s-a părut că parcă tenul era un pic mai luminos, deci mi s-a părut ok. Și efectul ăla de răcorire de la mentă chiar m-a trezit, deci a fost super ok. Așa, tot la capitolul de machiere, avem și Pure Algae, acest produs, care este 3-in-1 Removing Marine Jelly. Mirosul este genial. Vi-l arăt mai întâi. Cam așa este el. Iar mirosul... Da, ce frumos miroase! Deci miroase... Doamne! Deci miroase a vară. I'm so happy. Nu știu cum o să fie. Sunt foarte curioasă de el. Uite că așa ceva nu cred că am mai folosit. Un ceva gel demachiant. Sunt curioasă dacă e... De fapt, dacă e 3-in-1, cred că și demachează. Mă refer la... Drimel, tot ce se poate. N-are sulfați. Da, uite, demachează machiajul rezistent la apă, curăță și detoxifică tenul și ochii. Super tare, da, foarte interesant produs. Și mai avem, nu s-a terminat. Puff! Puff vrea să intre în dulapul care are mașina de spălat, pe care am și oprit-o, ca să nu o auziți. Din aceeași gamă avem și The Oxygenating Cleansing Foam. Deci o spumă din asta de curățare. Problema este că ea zice că e pentru tenul normal spre combinat, deci mă gândesc că s-ar putea să usuce puțin, dar imediat ce se termină spuma de curățare din baie, cred că o să o deschid pe asta. De fapt mai am vreo două opțiuni, dar sunt foarte tentată pentru că mă gândesc că o să aibă același miros ca asta. Și da, sunt entuziasmată. Și apoi mai avem două loțiuni care sunt, sunt dubioase, dar sunt interesante. Din gama Pur Calendula avem The Smoothing Lotion. Am crezut inițial că este o loțiune pentru corp datorită cantității. Se oprise timpul și o văd și pe micuța acolo. Da, deci am crezut că o loțiune de 200 de ml e o loțiune pentru corp, n-are ce altceva să fie. Dar în catalogul lor scria că e o loțiune pentru față, pentru ten matur. Și mi se pare, deja că deschid chestia asta, 2 ani de acum încolo, nu mai testez alt produs pentru că o să mă țină chestia asta. Deci da, e interesant, nu știu. Trebuie să mai citesc, să mă informez, că poate mi-a scăpat mie și se folosește și pe față și pe corp. Nu știu, dar e faină, e calmantă. Văd că n-are eticheta aia. Nu are, nu? O avea oare? Înainte, nu știu. Cu scrisul în română. Și văd franceză și... Cred că asta este rusă. Da. În catalog sunt scrise mai multe informații, iar aici avem produsul care e cu adevărat dubios pentru mine, din gama Pur cu mentă, The Mattifying Powder Lotion. Mattifying Powder Lotion pentru ten combinat și uleios. Asta nu este targetată pentru tipul meu de ten. Așa arată ea. Super drăguță ambalajul, îmi place culoarea. Ci se pare că ar fi un produs care hidratează și în același timp matifiază și estompează porii. Deci un fel de lichid în care a fost adăugat o fel de pudră de ceva. Stați că vă citesc imediat. Deci, formulată cu mentă piperată bio, datorită proprietăților sale revitalizante, aceasta rafinează și matifiază, nu mai e lumină, instant textura tenului, datorită formulei sale bifazice, tonic și pudră. Așa, folosiți întotdeauna protecție UV, aveți grijă la așa, la ochi. Agitați flaconul, apoi aplicați cu ajutorul unei dischete din bumbac, dimineața și seara, pe tenul perfect curățat. Ok, da, asta e produsul. Cred că mi-am făcut părul de niște BB cream din ăsta, super, chiar îmi doream. Da, asta este produsul. Și astea au fost noutățile Yves Rocher și anteriorilor, cele de la Hello Body. Acestea sunt foarte interesante produse, sunt super entuziasmată să le testez. Leo vrea să... Leo!
Rău, te văd! Acestea au fost noutățile de la Yves Rocher și cele de la Hello Body. Foarte interesante produse. Mulțumesc tare, tare mult firmelor că s-au gândit la mine și mi le-au trimis. Urmează foarte multe produse de testat. I'm so happy. Abia aștept să se termine cremele din baie și produsele. Mereu pățesc chestia asta. Deci, poate nu e drept, dar... față de produse mă refer, gen, nu știu, folosesc ceva care îmi place foarte, foarte, foarte tare și îl folosesc o lună, două și după aia tot îmi ajung produse și tot vreau să testez și aia nu se mai termină, deși îmi place și zic, hai, termină-te că deja mi-am făcut o părere despre tine, lasă-mă să testez și alte produse, dar vă dați seama că nu le arunc pe jumate folosite, le mai dau la alții, nu știu dacă sunt încă în valabilitate și... E un ambalaj igienic, gen cu pompiță sau dau din produsele astea. De exemplu, produsul ăsta pentru matifiere nu cred că o să-l deschid eu. Poate o să ajungă ori la voi, ori la cineva apropiat, pentru că ce sens are să mă dau cu ceva care matifiază tenul și apoi să zic că nu îmi place. Adică clar n-ar fi corect față de produs și... Da, nu e ok. Deci trebuie înainte să ne luăm un produs să ne asigurăm că este targetat pentru noi, înainte să avem o părere proastă despre el, nu? Cred că e logic ceea ce zic. Gata. Vă las deocamdată. Mă ocup aici de câteva lucruri pentru clip. O să mănânc și jumătate de pepene galben pentru că toată ziua m-a așteptat în frigider și îl aud cum mă strigă Andreea. Andreea, am un amicuț? Sau cine? Leo! Cred că am început să aud pisici mie una. Mi s-a părut că mi-a una cineva din partea asta. Și n-are cum. Cred că trebuie să mănânc totuși niște pepene galben să mă vitaminizez. Gata, vă las. Cred că ne auzim în seara asta să vă povestesc despre dușul bucal sau mâine dimineață sau cândva. V-am zice ce facem mâine, dar nu sunt încă 100% sigură, trebuie să mi se confirme ceva. Și la fel, nici în weekend nu știu ce să facem exact, dar presupun că vom afla împreună. Gata, vă las. Pisică în cutie, pisică în cutie. Da, pufărine, da. Micuț? Și pisică miorlăitoare. Și leuțul observatorul care le stresează. Da, micuț, calmează-te, ioi. Azi mi-am dat cu niște pudră de volum ca să-mi stea și mie porul mai nelipit de cap și când bag mâna, mereu mă sperie că e ceva așa lipicios acolo care ține părul, știți? Dar m-am dat doar în partea asta și în momentul în care îl ridic, el chiar stă. E tare pudra asta, e un pic incomod, adică eu mă simt un pic murdară pe cap și am făcut baie pe cap ieri. Deci, nu asta voiam să vă zic de părul meu, ci despre... O pagină pe care am descoperit-o de câteva zile și care îmi place foarte tare. Este vorba despre Mind Architect. Nu e o pagină, e un canal de YouTube. Cam așa arată. Și pe acest canal de YouTube puteți să găsiți podcasturi în care se discută despre creierul nostru și nu numai. Eu l-am luat, am început cu episodul 1, adică cel mai mult vorbește Paul Olteanu, cred că îl cheamă, care este foarte, foarte informat pe subiectul ăsta al neuroștiinței, cred că se numește. Și eu am luat cu episodul 1, sezonul 1, am început să mă uit de acolo pentru că vreau să am o bază, fiindcă am încercat să mă uit la un episod mai din sezonul 4 sau ceva, dar foloseam niște termeni care mie mi erau foarte, adică erau străini, de exemplu călărețul și elefantul. Dacă o să începeți să ascultați, o să vă familiarizați cu termenii. Elefantul se referă la, cum să zic, felul în care creierul nostru gândește de 150.000 de ani și anume el dorește, adică acea parte, elefantul, vrea să ne protejeze și vrea să nu ne fie rău și este responsabilă pentru emoțiile noastre, pentru reacțiile noastre negândite și elefantul preia controlul în momentul în care este un moment tensionat, de exemplu, sau un moment de criză, iar călărețul este partea creierului care e mai nouă, n-are 150.000 de ani vechime și care se ocupă cu rezolvarea problemelor, care știe să comunice, care știe să ne scoată din situații într-un mod inteligent, fără să reacționeze negândit, să zic așa. Și ăștia sunt doar niște termeni, doar o parte mică, dar discută despre tot felul de exemple, ce se întâmplă atunci când te cerți, atunci când ai emoții, anxietatea, depresia, foarte, foarte tare. Am ajuns la episodul 8. Stați că s-a dat refresh. Nu la 8, sunt la 7, cred. La 6. Fericirea și nefericirea pe bază de neurochimie și vorbește despre hormonii care se eliberează și de ce se eliberează ei. E foarte interesant. Vă mega recomand să-i ascultați. E un podcast din România.
în care sunt niște oameni care vorbesc foarte, foarte fain și coerent și care dau și exemple și te fac să înțelegi exact cum îți funcționează creierul și, așa cum ziceau și ei, odată ce tu devii conștient de cum funcționează creierul tău și de faptul că, în anumite momente ești mai lucid, în alte momente ești mai emotiv, asta te ajută extrem de mult, mai ales în conflicte sau în situații de astea mai tensionate un pic, că știți și voi cum e când ai o ceartă cu cineva drag și, adică, nu știu, tot începe printr-o discuție și încet, încet se aprind lucrurile, da? Și de la a te certa pe, nu știu, că n-a dus gunoiul persoana respectivă, începi să jignești și să vrei să rănești, pentru că a preluat controlul elefantul care vrea, care este foarte emotiv și care leagă, cum să zic, ceea ce se întâmplă în prezent de trecut și care nu vrea să-i fie rău și cel mai bine este să fim conștienți de treaba asta. Micuț, nu mai fi elefant, măi! Ce păr am în cap? În ultimele 3 ore m-am uitat la Friends și se vede, dar am luat o mică pauză ca să vin în baie să mă demachiez, să mă spăl pe dinți, ca să nu mai mănânc nimic, pentru că dacă nu mă spăl pe dinți acum, o să continui să mănânc, nu știu, de la înghețată la tot ce se poate și vreau să mă opresc. Și am zis că e un moment perfect să vorbim despre dușul bucat pe care l-am luat eu. Acesta este cel pe care l-am ales. Este cel pe care mi l-a recomandat medicul meu dentist de la Dr. Meyer. Și este printre cele mai ieftine pe care le-am văzut, mă rog, n-am căutat foarte atent, nu m-am uitat pe toate site-urile la toate produsele, dar așa la o primă căutare, ăsta a fost cel mai ok ca și preț și l-am luat și de pe un site cu un preț bun, dar n-aș ști să vă zic cum se numește site-ul în acest moment. Stați așa, vreți să vedeți părul de la spate? It's beautiful. Stați că am pe telefon că am primit mail de la ei. Un site ăsta de pe care nu m-am mai comandat niciodată, însă pare ok. Hai să vedem. Itgalaxy.ro. Oamenii păreau încântați de acest site. Hai să vă zic și prețul dacă tot sunt aici. AVB-ul, bla bla bla. Mamă, deci am primit de la ei 40 de mail-uri, nu știu, și nu găsesc niciunul cât am dat. Wow. Aha. Ok. Deci, a fost 198 de lei, dar am avut la reducere de 49 de lei plus 13 lei transportul. Asta este cutia. Am aici separat și aparatul în sine. Există mai multe feluri de duș bucal. Poți să iei ori din ăsta care e el și atât. Sau mai există niște cutii așa mai mari, care au treaba asta cumva separată și, mă rog, alea se bagă în priză. Ăsta este cumva wireless, adică poți să-l încarci, adică trebuie să-l încarci, ai un acumulator, dar după aceea poți să-l iei și să-l pui oriunde, dacă pleci undeva să-l iei cu tine în bagaj, în fine. Faza cu dușul bucal, în caz că nu știi ce e aia, este că el înlocuiește ața dentară, evident fiind cumva varianta datată, adică e mai fain să ai un duș bucal și dacă, să zicem, te gândești să ții o peiuță de dinți din aia electrică sau un duș bucal, din ce am văzut se recomandă să folosești o peiuță de dinți manuală și un duș bucal, pentru că el face o treabă foarte bună. Vedeți că are un buton de pornit oprit și are 3 moduri. Nu știu cum să fără cap ia pe interior, că să-l golesc și nu prea am... Da, n-am, nu știu cum să fac. Ia stați așa, stați să golesc treaba asta. Ok. Deci, o să fac un pic de... Încă mai era apă în el. Incredibil. Haide, vă golește. Ok, deci, on-off și are 3 moduri. Ai modul soft pe care îl folosesc eu, modul normal și modul pulsativ. Și vedeți că iese apă pe aici, un jet foarte puternic, iar tu practic stând deasupra chiuvetei, pentru că altfel faci dezastru prin baie, așa cum eu mi-am spălat faianța. Da, trebuie să stai cu capul în jos ca să nu... și peste tot. M-am speriat de cât de puternic este acest jet.
am dat pe soft, da, deci pe cel mai blând și tot mi se pare foarte puternic. Inițial când mi-a ajuns am zis că nu o să pot să-l folosesc, m-am speriat și eram foarte dezamăgită și dându-se sângele la o gingie, mă durea printr-o parte, mă rog, unde am avut o gingioplastie, acum vreo 2 săptămâni și zona încă este sensibilă și am zis că, oh my god, cine poate folosi chestia asta fără să-i cadă gingiile? Dar aseară l-am folosit din nou, azi dimineața l-am folosit din nou și pot să zic că mă înțeleg un pic mai bine cu el. Rezervorul ăsta practic se umple cu apă și am înțeles eu că cu apă de gură. Dar pe el în instrucțiuni, în cărticica lui, scrie să nu pui apă de gură pentru că unele pot să îl deterioreze pe el ca și aparat. Așa că nu știu ce să fac, până acum l-am folosit cu apă normală și după aceea am clătit eu cu apă de gură. Și da, v-am zis, se umple pe aici rezervorul. Îl umpli de tot, vă recomand cu apă călduță pentru că așa e jetul puternic și dacă pui apă rece, și după aia începe așa să te plimbi cu el printre dinți, pe la gingii și o să vedeți cum mâncarea iese, că vedeți apa cum curge din gură. Băi, e incredibil, deci e wow. Și da, este o alternativă la ața de gură. Ața de gură care durează un pic mai mult decât ăsta, din ce îmi dau seama. Mie nu-mi place să folosesc, dar de, nu știu, am ani, cred, sper că am ani. A intrat destul de târziu în rutina mea pentru că asta este, dar de atunci nu-mi văd viața fără și dacă nu știați, noi cu periuța de dinți curățăm doar 60% din spațiile dentare, adică din cavitatea bucală, iar cu ața dentară curățăm și spațiile interdentare, iar apoi ne ajutăm de apa de gură ca să luăm tot să clătim, ne reîmprospătăm respirația și tot așa. Dar e foarte important să folosiți măcar o ață dentară. Preferata mea e asta de la Lidl. În general este foarte plasticoasă așa și mie îmi rănește groaznic gingiile. Așa că asta, care se expandează în momentul în care se udă de apă, de salivă, este preferata mea. Însă am înțeles că acest duș bucal nu se compară și că îți curăță senzațional dinții și de asemenea știți că eu urmează să-mi pun niște coroane și e foarte important să ai o igienă foarte, foarte bună în jurul coroanelor ca să nu existe risc să intre mâncare pe dedesubt, ca gingiile să n-aibă de suferit. Un duș bucal este foarte, foarte important. Nu știu cât de mult este importantă o periuță de dinți electrică. Am avut și electrică de-a lungul timpului și manuală cum am în prezent. Apropo, astăzi mi-am cumpărat această periuță care este foarte, foarte soft de la Colgate, pentru că mi-am dat seama că periuța pe care o aveam eu era foarte, foarte dură și dacă te periezi cu o periuță de dinți dură sau ești tu foarte, foarte dur, e foarte posibil să-ți cauzezi în timp o retracție a gingiilor sau răni, e nasol, așa că mi-am luat o periuță de dinți mai blândă. Și am grijă cum mă periez cu ea, am ce să fac de corect pot, după care dușul bucal, apa de gură și aia este. Da, de fapt dușul bucal sau, cred că nu contează foarte tare, nu? Dacă e înainte sau după. În fine, asta am vrut să vă zic, ăsta este aparatelul pe care l-am cumpărat eu curând și o să vă țin la curent. Eu sper să mă înțeleg din ce în ce mai bine cu el, pentru că chiar vreau. Deci chiar vreau să ne înțelegem bine și să am o igienă cât mai bună și să compensez pentru toate seriile de când eram copil în care nu mi se părea important să mă spăl pe dinți, așa că copiii, vă rog eu, spălați-vă pe dinți. Nu aveți idee cât de important este. Dacă aveți carii, duceți-vă la dentist. Știu că vă e frică, știu că costă bani, știu, dar credeți-mă că dacă nu faceți asta, veți regreta mai târziu și lucrurile vor deveni mult mai scumpe și mult mai complicate și mult mai dureroase și va fi nasol, nasol, nasol rău de tot. Așa că mergeți acum, deci în clipa asta, dacă vă duceți, nu știu, dacă sunați mâine la un cabinet și vă faceți o programare, deja ați făcut enorm pentru voi. Și mie mi-e frică de dentist, nu-mi place deloc, aș prefera să fac orice altceva, însă înțeleg că nu am altă alternativă. Ori mor de durere, scad toți dinții și nu mai mănânci decât în gingii sau bei totul pasat la blender, ori faci un efort și după fiecare programare la dentist te simți învingător și asta este adevărul, ai învins și ești mai aproape de o dantură de care să fii mulțumit. Asta vă zice un om pățit. Cred că aș putea să fac un Q&A apropo de Q&A-uri și despre asta cu dentistul, pentru că aș avea atât de multe să vă povestesc câte probleme am avut. Este o foarte mare vină și a mea, pe lângă părinților care ar fi putut poate să insiste mai mult, dar eu mi-asum răspunderea pentru ceea ce mi se întâmplă în momentul ăsta și pentru toate vizitele la dentist și toate încurcăturile în care am intrat ca să repar dantura. Da, gata, ce să zic, vă las, o să mă demachez aici, folosesc dușul bucal, mă spăl pe dinți și noi ne auzim mâine!
merge. S-a cutremurat casa când am pus afișa joi. Jos. Joi. El era toată mâncarea pe care am mâncat-o azi. Da, e sâmbătă, astăzi este seară, e vreo 8:30 ceasul, cam așa. E încă lumină, mi-a trebuit să aprind becul. Am ajuns acasă, de la 12 sunt plecat, am fost, fapt, de la 11:30, cam așa. Am plecat de acasă, m-am dus către tata. Dacă s-ar putea opri oamenii din a-mi scrie în momentul ăsta, cum ar fi? Cred că ar fi bine. Și înainte să ajung la el, m-am oprit la un magazin de care mi-ați spus voi, Intonaco, cred că se numește. L-am văzut și eu de mai multe ori din autobuz, dar niciodată n-am intrat în el. Și am intrat în căutarea biker shorts-ilor, I know, nu intrăm în detalii. Am găsit acolo niște chestii, nașpa, transparenți, da, 25 de lei, dar erau... Nu. Și... am văzut două salopete, o rochie foarte faină la care încă mi-a rămas gândul, dar pe care l-am luat-o. Le-am probat, am plecat de acolo, m-am zis la tata, după ce am stat la tata, nu știu, până la 7, am mâncat continuu, am mâncat tot ce vă puteți imagina și am primit și la pachet niște tartă din asta. Știți, prăjitura pe care am încercat și eu să o fac? În iarnă eram în București, unde aveam și cuptor, trebuie să-mi iau și aici, și am făcut eu o tartă din aia, gen pufoasă, nu tartă americană, cu vișine din compot, dar nu mi-a ieșit atât de bine pentru că n-am reușit să bat ouăle alea spumă, dar a fost gustoasă, am făcut pe deasupra o budincă de vanilie, așa, a fost bună. Dar asta e, vă dați seama, e ca lumea, e făcută din nou cu experiență și e super gustoasă și mi-a dat și la pachet și eu tot aici. O să mănânc la Friends, da, o să mă uit la Friends în seara asta, asta am de gând să fac, pentru că sunt la sezonul 10, episodul 5, mai am câteva episoade, nu vreau să mă uit pentru că nu vreau să se termine, dar vreau să mă uit pentru că vreau să văd ce se întâmplă, anticipez relativ cât de cât oarecum, dar, nu știu, simt că o să plâng în seara asta și am zis să vorbesc de acum cu voi ca să nu mă vedeți plânsă după aia. Da, și asta o să mănânc. Mi-am mai făcut în rest cumpărături de la Kaufland, o să le și scot în timp ce vorbesc aici cu voi. Mi-am luat câteva nimic interesant pentru că am trebuit așa să umplu niște goluri, gen n-aveam lapte, mi s-a terminat legumele astea congelate, am tot mâncat, se pare, și s-a terminat, fructe, chestii. Da, și asta o să fac, o să mă uit la Friends. Ultimele 3 zile m-am uitat foarte, foarte mult și nu știu cum. Deci, când am început să mă uit, zic, wow, 10 sezoane, what? Mă rog, țineți cont că n-am început de la sezonul 1, am început cu sezonul 2. Da, și mă gândeam, frate, 10, serios, o să-mi ia jumătate de an să-l termin, uitându-mă constant, adică nu să fac pauze de luni de zile, dar pe bune, uite unde e. Mi se pare normal. O să, adică, na, având și 20 de episoade, să zicem, în medie un sezon, zic, nu o să se termine asta niciodată. Și nu vine să cred că de la, nu știu, 3 săptămâni sau mai puțin de o lună oricum, de când am început serialul ăsta, sunt aproape de final și trebuie să văd cele 10 sezoane care, ca să pot să mă uit și la reuniunea aceea pe care au făcut-o ei și este pe HBO și are... Am înțeles că nu e o continuare, ceea ce cumva mă bucură, ci e mai mult așa un behind the scenes, impresii, lucruri care sunt pentru fani. Adică te uiți dacă ai fost fan și altfel nu știu, adică nu știu ce putea fi altceva decât un fan înfocat dacă te-ai uitat la Friends. Mă rog, și asta o să fac în seara asta. Și vreau mai târziu să vă vorbesc despre o carte senzațională pe care eu am mai început să o citesc acum ceva timp, însă am citit puțin din ea și nu știu, nu mi-a plăcut sau nu știu ce s-a întâmplat. E genială, cred că este, nu știu, cea mai faină carte pe care am citit-o până acum. Am citit aproape 100 de pagini, cred, și dimineața asta când m-am trezit, era lângă mine în pat, că am adormit aseară citind și am lăsat-o așa, am lăsat-o deschisă unde a rămas, pac, am pus capul pe pernă și somn. Și dimineața când m-am trezit la 9, nu știu de ce m-am trezit așa de vreme, că m-am culcat pe la vreo 3, dar mă rog, m-am trezit, am văzut-o și zic, ia să mai citesc eu câteva pagini și am mai citit un pic, o ador, se numește Arta... Nu vă pun acolo... Nu, cum îi zice? Văd nepăsării, că scrie cu negru, dar e și ceva cu alb. Sunt foarte... Nu rețin deloc numele de cărți, autorii, nici de filme, nici actorii, nu știu de ce am o problemă cu numele. Mi-amintesc foarte bine feeling-ul pe care, cu care rămân. Arta subtilă a nepăsării, cred că se numește. Băi, senzațională, deci serios. Mi-a recomandat-o un prieten. Am fost sceptică, am zis că nu vreau să o citesc, că nu... Pe mine, în general, mă enervează... Mi-e nervoasă farina care era să-mi dea camera pe jos. Ok.
Da, mă enervează speaker motivațional, nu, eu nu, nu, pe mine nu mă motivează lucrurile de genul ăsta. Deci dacă vine cineva în fața mea pe scenă sau și îmi zice, da, era odată un băiat care nu avea bani și locuia pe străzi și a făcut nu știu ce și a ajuns milionar și tu poți, tu, deci nu mă ating deloc, nu mă, pe mine nu mă motivează ceea ce fac alții. Și în cartea asta, ca și în altele, sunt tot felul de exemple de genul ăsta. Și cartea fix cu asta începe. Începe cu exemplul unui om care el era nașpa și cum a ajuns să fie de succes, whatever. Și cred că cumva mi-a dat vibe-ul ăla de încercare, de motivare și m-am oprit din citit. Dar mare greșeală. Acum am avut așa, durseară, v-am și pus pe Instagram inspirația de a mă apuca de citit. Băi, e genială, deci am, doamne, senzațională carte, serios, și am citit cât am, jumate din ea până acum, și am început-o cu 2 zile, îmi place la nebunie, se citește foarte ușor, deși au fost paragrafe pe care le-am pozat, le-am citit de 3-4 ori, pentru că voiam să mi se imprime în minte și oricum mi se pare genul de carte pe care în timp ce o citești ar fi bine să o și, cum să zic, să notezi din ea. Să ții notițe. Mi se pare important. Eu n-am făcut asta, deși obișnuiesc, dar probabil că o să mai recitesc la un moment dat și e senzațională. Deci e revelatoare. Îmi place la nebunie. O să vă dau mai multe detalii despre ea în momentul în care o voi termina. O să o bag probabil în favorite și vă fac acolo un rezumat în care să vă zic și despre ce este vorba. Cam vă puteți da seama din titlu că e arta subtilă. Sper că nu sunt nebună. Stați, mă duc să o aduc. Și poate și... Hei, hei! Jos cu... Doamne, ferească Sfântul! Dar ăsta este numele și uitați ce stil de carte am folosit. Vă place? După ce am luat cartea din pat ca să fac patul de dimineață, că v-am zis că am citit, eram gen ok și orice pun acum, că nu o să ținem minte că sunt la pagina 85, era, nu 87. Vedeți? N-am ținut minte. Și am zis ok, trebuie să pun ceva. De obicei foloseam ori un semn de carte ce aveam eu de la vreo carte, care e în altă carte, ori e poza lui Leo, dar n-am găsit, așa că am pus această chestie mică și subtilă, că tot e o artă subtilă a nepăsării, aici, ca să țin cont care... Nu contează. Da, măcar acum știu care e pagina. Da, deci sunt la pagina 87. Asta este cartea... Ok, o să scot treaba asta. Asta e cartea. Este scrisă de Mark Manson și, băi, e... Da, hai să vă citesc un pic ce scrie pe spate. E o carte diferită de toate celelalte. Fiecare argument este profund adevărat, util și mai puternic decât pozitivitatea obișnuită. Succintă, dar surprinzător de profundă, am citit-o într-o noapte. Da, este genul de carte pe care, în care te pierzi și vrei să vezi mai mult și mai mult și te ajută să faci conexiuni, să te gândești, să înțelegi niște lucruri, să vezi că... Deci e, nu știu, caut acum un paragraf care mi s-a părut mie fain ca să vi-l citesc, dar nu știu, deci... Nu știu dacă printre cele care mă urmăriți sunt fete care sunteți, adică, nu știu, care citiți foarte mult sau fete care citiți foarte puțin, oricum ați fi, orice gen ați, de cărți ați citi, dacă vreți să citiți și să aveți niște revelații, this is the shit. Mi-a plăcut la nebunie. Da, nu știu ce să vă citesc din ea, v-am zis, o să fiu un pic mai... cum să zic, nu atât de zgârcită în detalii despre ea, în momentul în care o voi termina și o să vă fac așa un mic rezumat, dar deocamdată pot să vă zic că merită, este o carte foarte, foarte bună, cred că nu există un care, da, toată lumea ar trebui să o citească, deci mare, mare recomandare și lucrurile care pe mine mă fac să, cum să zic, să mă descoper, să descoper lumea din jurul meu în adevăratul sens al cuvântului, în această perioadă sunt această carte și podcastul Mind Architect. Am ajuns la sezonul 2, episodul nu știu cât. Am tot ascultat zilele astea. E 2 recomandări, nu știu, geniale. Cam despre asta a fost vorba în vlogul ăsta, despre noutăți și despre recomandări. Ok, o să-mi pun și eu cumpărăturile la loc, după care mă schimb și mă pun să mă uit la Friends, mâncând pepene galben și tartă. Doamne, nu vreau să termine Friends. So sad. Ah, speram să fie mai întuneric de atât. Camera enervantă. Jur că e mult mai beznă decât îi pare pe cameră. Dar da, v-am zis și la începutul vlogului că Canon G7X filmează bine pe lumină slabă. Chestia asta poate să fie și un lucru rău din când în când. Da, este 2 și ceva dimineața. Am terminat de văzut Friends. Leo stă într-o poziție foarte amuzantă acolo și se linge. Și m-am ținut foarte tare până la ultimul episod, deci până în ultimele
cred că 10 minute, eram, ok, nu o să dau spoilere sau ceva, deși bănuiesc că majoritatea l-a văzut cumva, dar da, mă gândeam, zic, e fain ce se întâmplă, sunt încântată, e ok, dar nu e atât de emoționant, văd că își pierde focusul. Da, mai bine așa. De ce mă chinui să pun focus? Mai bine mă vedeți în geata. Așa. Totul se întâmplă așa cum trebuie. Pare, mă rog, lucrurile se așează la ala. Dar ultimele 50 minute... Oh, Doamne. Sunt și eu plângăcioasă de fel. Mamă, dar... Deci simt... Oh. Ar trebui să nu încerc să descriu ce simt pentru că o să încep să plâng, dar o să zic foarte repede. Simt de parcă m-am despărțit de un prieten. Adică de parcă am făcut parte dintr-un grup de prieteni mai degrabă și nu că ne-am certat, că s-a încheiat frumos. Nu e un sentiment neplăcut. Dar parcă așa, parcă s-a rupt ceva. Și e stupid. Chestia e că, nu știu, chiar dacă pot să revăd serialul ăsta de 1540 de miliarde de ori și probabil că o să fac treaba asta și trebuie să încep cu sezonul 1 pentru că eu sezonul 1 nu l-am văzut, dar... E prima oară când vezi un serial, este magic, pentru că n-ai idee ce se întâmplă și, într-adevăr, peste, nu știu, jumătate de an, când o să vreau să-l văd din nou, o să fiu uitat o mare parte dintre lucruri, dar una e să... Deci acum chiar habar n-aveam ce se întâmple, bănuiam eu niște chestii, am bănuit mai multe lucruri decât s-au întâmplat, dar, mă rog, pe alocuri mai puține, o să... Dacă ați văzut, știți la ce mă refer. Dar, cred că plouă afară. Cred. Ceea ce nu-i foarte bine pentru că mâine o să mergem la grătar cu familia. În fine. Da. Serial super. Mă bucur că m-am uitat până la urmă după ani de zile în care l-am criticat și am făcut mișto și zic cine naiba se uită la porcăria asta de serial? Eu. Și mi se pare că oamenii care zic că e doar un sitcom, doar un serial de comedie, nu-i fac dreptate, pentru că nu e așa. Nu e doar un serial de comedie, nu e de serios, e intens, e profund, am trăit cu ei. Deci v-am zis, erau momente în care eu uitam că sunt acasă pe canapea și mă uit, eram acolo cu ei ascultând, e superb. Da, nu degeaba e filmat acum 30 de ani sau când a fost filmat, 20... 30, nu știu când am început filmările. Și încă e un serial popular, frate, merită, deci. Și nu pot să cred că am plâns și vorbesc așa în fața camerei. Probabil că sunt super creepy. Mi se înroșește și umflă nasul când plâng. Cred că v-am mai zis chestia asta. Da, o să mă... cum să zic, înjur singură la editare că am filmat în aceste condiții, dar asta este starea mea de acum și pentru Friends merită să apar plânsă pe cameră. Da, o să mi-aprind și eu luminile de veche. Continui cu cititul din carte. Deși sunt destul de încărcată emoțional și poate ar fi o idee bună să mă culc direct, dar nu știu dacă pot, că sunt așa, simt o agitație, nu știu. V-am zis, e și o liniște că cumva am avut acel closure, am văzut ce s-a întâmplat cu toți, dar am așa agitația aia de gen, de ce n-au făcut și încă 17 sezoane? Da, și știți că v-am povestit că este un episod care a fost filmat recent, un episod, mă rog, o reîntâlnire a lor, o treabă care are o oră 40 sau ceva, deci e mai lungă decât un episod obișnuit, care e un fel de continuare / behind the scenes, dar pe asta nu o să văd singură, vreau să văd cu prietenii cu care am început să mă uit la Friends. Sper să mă pot abține, dacă o să simt nevoia aia să mă uit la Friends, o să încep cu sezonul 1 sau ceva și o să-l văd. Deci să fie tare ciudat să trec de la... Tot ce s-a întâmplat acum, bam, deodată la sezonul 1. Da. Ce să zic. Cam atât. Acum. Treaba este că la mâine, la ora 1, o să merg la grătar cu ai mei. În seara asta m-a invitat mama. N-am știut astăzi că se va întâmpla treaba asta, așa că nu știu ce să fac. Dacă să închei vlogul ăsta aici sau să iau camera să filmez și mâine, nu știu. Da, chiar nu știu ce să zic. N-am nicio idee, serios, în momentul ăsta sunt capabilă de la decizii. Cel mai probabil că dacă o să iau camera mâine, o să vă prindeți. Dacă nu o să iau, o să vă prindeți as well. Cred că am auzit că tunat. Și, da. Nu mai știu ce să mai spun. Gata, m-am hotărât.
O să închei vlogul aici, ca să încerc mâine să-l postez un pic mai devreme, că dacă mi-aș fi luat camera cu mine, îl postam cu siguranță la 12 noaptea. Așa că voi încheia vlogul aici. Vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la clipul meu. Sper că v-a plăcut. Mă simt destul de vulnerabilă că am arătat imaginea astea din ultimele minute cu mine pe internet, pe YouTube. Adică sunt ok cu oamenii care mă plac și care mă, știți, și mă urmăriți tot timpul, dar mi-e un pic ciudat pentru oamenii. Cred că în primul rând pentru oamenii cunoscuți, care, gen pe care, nu știu, foști colegi sau oameni care au fost în viața mea și poate se uită încă la clipurile mele. Weird moment. Dar și pentru haterii care știu că există și poate abia așteaptă să te vadă un pic plângând, dar ghiciți ce, sunt lacrimi de fericire și vă doresc și vouă. Chiar dacă sunteți aici mereu să dați dislike sau să dați comentarii negative, I don't know ce mai faceți voi, să faceți hate clubs, ok? Știu că există, e ok. Știu. Dar da, eu vă doresc doar, nu știu, bine, tot binele din lume. Vă doresc să vă uitați la Friends și să vă placă și să vă trezească acele sentimente pe care le-am trăit și eu zilele astea. Și gata, am opresc din vorbit pentru că încep să plâng din nou și nu vreau. N-am atât de multe lacrimi de plâns pentru că nu beau foarte multă apă și chiar n-am chef să mă deshidratez de la asta. Ok, mă pun să-mi pun un pahar cu apă. Mă duc să-mi pun pahar. Ok. Mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu. Vă pup! Și ne vedem săptămâna viitoare cu alte clipuri super drăguțe. Deja mi-am pregătit listuța așa cu ce clipuri o să vedeți săptămâna viitoare. And I'm so excited și sper că stai și voi. V-am pupat și da, ce să zic, seară faină. Cu voi vedeți clipul ăsta practic duminică, mai după amiază, seară. Vă pup! Pa!